Bună ziua și bine vă regăsesc pe canalul Bucovina Plus. Astăzi vorbim despre un stil de învățare a limbii engleze unic în România. Vorbim cu Silviu și Delia Dragomir de la Centrul de Limbi Străine EUCUM. Bună ziua, vă salut! Bună, ce dragi, salam! Bună, bine v-am găsit! Ce vreau să vă întreb pentru început e cum a luat naștere acest centru? Spune tot! Ok, în urmă cu 20 de ani, da, a pornit totul din Timișoara, a pornit totul de la un curs la care am participat, la care Silvia a participat, un curs de limbi străine, de limba italiană mai exact. Și la cursul respectiv lucrurile se întâmplau clasic, în metoda clasică, se preda ca la școală. Exact, eram vreo 20 de oameni într-o sală, era un profesor în față care ne spunea și ne scria pe tablă și noi trebuia să copiem toate lucrurile într-un caiet. Și cam aia a fost experiența mea cu acel lucru și am avut proasta idee de a spune că sunt capabil să fac lucrurile altfel. Și numai că am fost atât de încrezător în acest lucru, dar am reușit să o coptez în această idee și pe Delia. Și uite așa a luat nașterea EUCOM. Da, pentru că, uite, eu cred foarte mult în zona de a învăța, dar a învăța cu plăcere. A-ți face plăcere. Într-adevăr, procesul de învățare nu e unul simplu. Știm cu toții că trecem prin diverse etape și nu întotdeauna îți place sau e ușor să înveți sau să faci un lucru, dar când vezi aplicabilitatea, când vezi că te ajută, de fapt, în viața de zi cu zi și înveți într-un mod interactiv, lucrurile se schimbă. Mai e o chestie care îmi rămâne acum aminte și s-a mai venit acum aminte ce scrie pe peretele multor stări de forță, îi no pain, no gain, știi, apropo de chestia asta. N-ai cum să ajungi la performanță fără un efort, dar acest efort poate să fie și plăcut și cred că acesta a fost pariul nostru de a face lucrurile, să le facem și plăcute, nu doar dureroase. Am menționat că aveți acest stil unic de învățare la EUCOM. Care este el și pe ce se bazează exact? Din ce mi-ați spus până acum, am înțeles că e cumva despre relația dintre profesor și elev, dacă pot să-i spun așa, clasic. Noi numim trainer și cursanți pentru că vorbim cu adulții și atunci am adaptat un pic limbajul. Și apropo de chestia asta, nu credem în profesori. Profesorul, sau foarte mult timp, profesorul a fost cel care îți spune ce trebuie să faci, fără să te întrebe ce părere ai tu de acest lucru. Cred foarte mult în ideea de consiliere în învățare. De fapt, trainerul este de multe ori inclusiv un coach care nu se ocupă doar de aspectele legate de limbă, ci se ocupă inclusiv de partea de încurajarea ta, de a-ți crește încrederea în ceea ce ești capabil să faci până la urmă. De fapt, cum vedem noi un curs de limbi străine și cum l-am gândit, este ca un tot unitar. Ok, pe lângă partea de gramatică, de vocabular, de care e normal avem nevoie, aducem foarte multe elemente de cultură. Pentru că altfel nu ai cum să înveți o limbă străină dacă nu intri în cultura limbii respective. Și ce mai facem? Combinăm foarte mult partea practică, adică teoria cu practica. Nu doar înveți teoretic un anumit timp verbal, ci înveți să-l pui în practică, să scrii un e-mail, să dai un telefon, să faci o prezentare. Lucruri care sunt foarte căutate în ziua de astăzi și printre adulții care sunt cursanții noștri, pentru că ei lucrează zi de zi cu limba respectivă. Și ei nu sunt interesați doar să știe la nivel teoretic și conceptual că așa se folosește, ci să vadă în practic cum se folosește o limbă străină. Credem foarte mult în partea de a aplica tot ceea ce înveți să aplici cât mai repede, pentru că în felul acesta îți și crește încrederea în ceea ce faci și încrederea în evoluția pe care tu ai ca și individ și automat nivelul și gradul de învățare crește foarte, foarte mult. Cursurile sunt personalizate în funcție de nevoile fiecărui cursant sau, eu știu, gradul de cunoaștere al limbii străine? Bineînțeles. În momentul de față știm prea bine că
ceea ce nu este pentru personalizat pentru mine nu mă interesează. Adică cred că acesta este lucrul cel mai prezent în viața noastră în momentul de față. Vrem ca totul să fie 100% personalizat pentru noi și acesta a fost unul dintre conceptele noastre. Și am plecat exact de la lucrurile de bază. Nu ai cum să fii încrezător într-un produs, un serviciu, dacă acel produs nu ți este dedicat ție. Da, și când formăm o grupă de studiu, pornim de la a evalua cursanții și a ști ce nivel de limbă au, pentru că e foarte important să-i aducem la oaltă pe cei de același nivel. Uh-huh. Acesta este primul pas pe care îl facem, după care este absolut normal, cunoaștem obiectivele și nevoile companiei client cu care noi lucrăm și trainerul nostru, când merge în sala de curs, află care sunt obiectivele și nevoile cursanților. Pentru că una e ce afli de la companie și alta este ce afli de la cursant. Și atunci noi încercăm să găsim combinația perfectă ca să le îndeplinim nevoilor ambelor. Nu este mai dificil așa cumva să predați limba engleză oamenilor maturi? Nu e, nu știu, un alt stadiu? Păi, uite, e greu să fac o comparație pentru că n-am lucrat cu copiii. Noi lucrăm doar cu adulții. Nouă ne place mai mult din perspectiva că pornești de la un alt nivel de experiență. Așa. Un cursant adult deja e trecut prin viață, are o experiență în spate și pornești de la un alt nivel. Pentru că cu copiii trebuie să te cobori la un nivel mai jos, alte tipuri de jocuri, o altă abordare la un alt nivel. Apropo de ceea ce spuneam la început, aici poate este diferența dintre profesor și trainer. Ca și profesor ești totdeauna deasupra celuilalt și haide să-ți zic eu cum trebuie să faci, pe când din perspectiva unui trainer ești în permanență pe același nivel și încerci să oferi și să construiești de la lucrurile pe care cel din fața ta le are deja în bagajul lui de cunoștință. Din ce domenii vin spre dumneavoastră cursanții care vor să învețe limba engleză în principal? Din corporații. Uh-huh. Cursanți din multinaționale. Așa. Domenii de la... Și, cred că ar fi mai simplu să zic în ce domenii. Da, exact. Pentru că chiar stăteam să mă gândesc, ok, oare care este industria pe care cu care nu am lucrat niciodată? Inclusiv de la industria agro până la, nu știu, banking, zona de inclusiv tehnologii, tehnologii, nu știu, spațiale. Deci am avut clienți inclusiv în zona asta, așa că suntem deschiși pentru orice tip de industrie. Chiar ne plac aceste provocări pentru că partea de terminologie este totuși cu totul diferită de la o companie la cealaltă și atunci automat ceea ce încercăm să facem este să mergem foarte targetat exact pe nivelurile și pe doleanțele pe care clienții noștri le au până la urmă. Care este cea mai mare problemă pe care o întâlniți în relația dintre cursant și trainer? O să nu-i spunem problemă, nu știu, piedică în încercarea de a învăța limba engleză. E aceeași, cred că e resursa pe care o căutăm cu toții, timpul. Așa, ia. Yeah. Da, timpul pe de-o parte, pe de-altă parte, văd o reticență a cursanților în a se exprima. Stai că parcă nu spun corect timpul acela, stai că parcă nu mi-l amintesc corect, mai bine tac. Și asta mi se pare, trainerul nostru face un efort mare să crească încrederea cursanților în a se deschide, în a vorbi. Și am văzut tendința asta, avem rețineri în a vorbi dacă nu știm perfect să vorbim. Ceea ce nu este ok, trebuie să începem să ne dăm drumul, mai ales la un curs, mai ales că acolo mergi ca să înveți. Până asta este scopul acolo. Exact, cred că până la urmă sunt metehnele... sistemului educațional pe care îl știm foarte bine. Dacă nu știi, stai jos. 4.
Da, e destul de dificil să ne dezvățăm de acest stil de învățare, dar e important că am conștientizat că trebuie să facem asta și facem pași așa, încet, spre a ne dezvăța de treaba asta. Ce vreau să vă mai întreb e unde ne putem înscrie, pentru că am înțeles că aceste cursuri se fac și online. Exact. Da, înscrierile se pot face pe site-ul nostru, pe eucom.ro. Avem și paginile de social media, de Facebook, de LinkedIn, de Instagram. Căutați Eucom, da. Apare. Căutăm acolo și ne putem înscrie online. Vorbeați că cursurile se fac în grupe, așa este? Sau individual. Sau individual. Grupe sau individual. Grupele cât de mari sunt? Câte persoane sunt într-o grupă? Mergem pe grupă de maxim 6 persoane pentru că ne interesează să avem un grad de interactivitate cât mai mare. În momentul în care deja mergi mai la grupe mai mari de 6 persoane, lucrurile nu mai funcționează. Nu mai funcționează cum ar trebui și multă lume zice ok, dar înseamnă, nu știu, o scădere de la 15 la 12%. Unde e problema? A timpului alocat fiecare. Și problema este că, culmea, nu se calculează în felul acesta. Este de-a dreptul exponențial. Grupul ideal de lucru, spre exemplu, este undeva în jur de 4 persoane. Am înțeles. Nu ne rămâne decât să intrăm online și să ne înscriem acolo ca să învățăm limba engleză într-un alt fel. Sigur. Mult succes tuturor care se pregătesc să învețe o limbă străină. Vă mulțumim tare mult pentru informații și sper să ne mai reauzim la Bucovina Plus și cu altă ocazie. Mare drag, oricând. O zi frumoasă.